Corul de copii și tineret, simbol al Patriarhiei Române, a împlinit în această toamnă 3 decenii de la înființare. La acest aniversar, pentru formația corală bucureșteană, la editura Bazilica a apărut volumul Corul Simbol, 30 de ani de slujire a muzicii, a bisericii și a țării, semnat de părintele arhidiacon Jean Lupu. Pentru părintele arhidiacon Jean Lupu, pauza impusă de pandemie a reprezentat un moment de introspecție și rememorare a activității desfășurate de Corul de Copii și Tineret Simbol încă de la înființare. Așa a prins formă volumul Corul Simbol, 30 de ani de slujire a muzicii, a bisericii și a țării, de curând editat de editura Bazilica a Patriarhiei Române. Lucrarea a apărut ca o încununare a celor 3 decenii de activitate a formației corale de copii și tineret, cuprinde cele mai reprezentative aprecieri ale specialiștilor în muzică, oamenilor de cultură sau melomanilor. Am fost obligat să scot acest volum pentru că în toamna aceasta, respectiv pe 18 septembrie, Corul Simbol a împlinit 30 de ani de activitate, 30 de ani de la înființare. Apelasem la masa de simboliști, de părinți, de foști simboliști să facă referire la acest moment aniversar și nu s-a oferit nimeni. Și atunci, pentru că n-am vrut să treacă nesemnalat acest moment important, de un an de zile m-am angajat eu, am adunat absolut toate articolele importante care s-au scris despre Corul Simbol. N-am vrut să scriu eu personal pentru că aș fi fost subiectiv, ci am pus condeele cele mai reprezentative din țară care s-au exprimat în cei 30 de ani de activitate despre Corul Simbol. Și sunt aici nume sonore de la Victor Giuleanu în jos până la Răzvan Rădos, cel mai tânăr de la Cor de Copii Radio. Ideea fondării unui cor de copii și tineret prinsese contur în mintea părintelui arhidiacon Jean Lupu cu mult înainte de înființarea Asociației Corale Simbol. Ideea aceasta a zăcut în mintea și în sufletul meu cu mult înainte de a apărea efectiv corul. Dar exigențele vremurilor nu-mi permiteau să fac un cor cu muzică religioasă. Am avut tentative, le redau eu aici în carte, în cuvântul introductiv, dar odată cu căpătarea libertății de expresie, în primăvara lui 90 am venit la Prefericitul Teoctist, i-am cerut binecuvântarea să înființez pe lângă Patriarhia Română un cor de copii cu muzică religioasă, am primit-o și am și demarat recrutarea copiilor și toată organizarea care precede o formație cu statut, o formație cu personalitate juridică, încât la 18 septembrie am avut prima întrunire și, după cum se poate vedea în carte, pe 30 octombrie am primit deja și hotărârea judecătorească. În cei 30 de ani de activitate, Corul Simbol a susținut sute de concerte și a participat la zeci de concursuri și festivaluri în țară și în străinătate. Multe dintre aceste experiențe sunt relatate în volumul lansat. M-a impresionat foarte mult, spre exemplu, la Catedrala Saint-Michele Gudiul din Barcelona, unde Corul Simbol a avut 3 concerte în 3 ani diferiți și unde sala era arhiplină, catedrala, e de 10 ori cât catedrala noastră ca dimensiuni și era arhiplină și nu mai conteneau aplauzele după ce am terminat repertoriu, bisuri și chiar după ce am ieșit noi din scenă, eram afară și se auzeau în biserica Saint-Michel Aiguidul, se auzeau aplauzele. A fost o bucurie imensă. Sau o transmisie în direct la Radio Berlin. Erau programați pentru o jumătate de oră. Am comentat, am cântat
și s-au făcut 45 de minute, s-au făcut 50 de minute și cu toată rigoarea nemțească am ajuns la o oră depășind toate limitele. Spuneau că nu s-a mai întâmplat așa ceva. Corul Țimbol este locul unde educația muzicală se împletește cu educația morală. Cel mai mare câștig al simboliștilor sunt caratele educative care au fost sădite în sufletele lor și care, la rândul lor, au contaminat și pe cei din jurul lor, pe familia lor, pe prietenii lor, tot anturajul lor a fost influențat de ținuta morală a simboliștilor, că la simbol noi facem și educație generală, o educație morală, pe lângă educația muzicală. Acest lucru este conștientizat, este observat de către părinți și de aceea către corul simbol vin foarte mulți copii de calitate. Repertoriul corului simbol cuprinde lucrări de folclor, muzică bizantină, creații corale ale compozitorilor români și străini, muzică clasică românească și universală, precum și colinde. Volumul Corul Simbol 30 de ani de slujire a muzicii, a bisericii și a țării poate fi achiziționat de pe site-ul libreriacărților bisericești.ro.